Magistrații Curții de Apel Cluj nu au luat nicio decizie în privința cererii primarului municipiului Zalău, Radu Căpâlnașiu, de anularea raportului Agenției Naționale de Integritate, care constata la 1 noiembrie 2013 incompatibilitatea edilului. Instanța a stabilit un nou termen în proces pentru data de 25 iunie. Reamintim că, inițial, dosarul prin care edilul cere anularea raportului ANI a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Sălaj în 20 noiembrie, la câteva zile după ce Agenția Națională de Integritate a transmis printr-un comunicat că Radu Căpâlnașiu s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 mai 2010-1 august 2013, precum și în perioada 26 iulie 2010 până în prezent, întrucât a deținut simultan funcția de primar al municipiului Zalău, județul Sălaj, și calitatea de reprezentant al municipiului Zalău în cadrul adunării generale a asociațiilor SRL, precum adunării generale a asociațiilor SC Citadin Zalău SRL. În 11 aprilie, Tribunalul Sălaj a decis să-și decline competența pentru soluționarea cauzei în favoarea Curții de Apel Cluj.